și prima cumpănă a fost când aveam 8 ani, după cum vă spun, bunica m-a sculat într-o noapte și mi-a spus că probabil că va muri până dimineață și să nu mă sperii. Dar din păcate am găsit-o într-o dimineață fără viață. Avea 87 de ani, dar și dacă ar fi avut 187 pe mine, la fel m-ar fi durut. Și a fost ceva absolut îngrozitor, îngrozitor. Deci nici nu am cuvinte să vă spun, pentru că nu m-am așteptat și am debutat la o vârstă foarte mică și m-am dus și cu mama mea, făcea chirurgie toracică mama mea și m-am dus în sală cu ea. Prima dată când am fost, mi-a fost foarte rău, dar n-am arătat. Aveam 7 ani. Mă cam țineam de zid când am văzut cum desfac toracele și cum operează, dar după aia m-am obișnuit și mergeam în mod obișnuit și îmi plăcea să văd. De la orele de ortopedie, care nu mi-a plăcut niciodată, chiuleam și mergeam la tribunal și mergeam, știam toate completele penale și îmi spuneam în cap cam cum aș fi predat eu. N-aveam nicio pregătire atunci, dar cum aș fi predat? Și de multe ori au fost situații în care avocatul a predat în aceeași gamă. Sigur că elaborat și cum știa el, dar eu mă gândeam cum să aperi un criminal, de exemplu, sau știu eu ce de-astea. Adică mi-a plăcut foarte mult partea asta, că asta cu 5 în bucături o șarlatanie, să spui așa. Trebuie redus și este singura metodă de slăbit. Singura, fără medicamente, fără nimic. Dar mâncăm mult mai mult decât trebuie, pentru că senzația de sațietate se pune greu. Ca omul să, acel pacient să-și organizeze viața exact ca și aia de până atunci. Deci să nu facă nimic în minus. Nu să stea acasă în pat să-și plângă de milă sau să caute vraci pe net sau știu eu ce de-astea. Nu, niciodată. Dar primul lucru, și mi se pare extrem de important, să nu vorbească cu nimeni despre asta. Și vă spun și de ce. Familia așa e lovită când un membru al familiei are boala asta. Nu mai trebuie să mai și vorbești să te vaiți de asta, niciodată. Deci eu am vorbit cu soțul meu despre boala asta, cred că de 10 ori în atâția ani. Salutare tuturor, bun găsit la un nou episod de podcast. Astăzi alături de mine și mă bucură tare mult acest lucru, doamna Monica Pop, profesor, doctor, sărut mâna. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat. Îmi face și mie plăcere să vin la dumneavoastră de fiecare dată. Invitația mea și acum la podcast, în afară de lucrurile pe care le tot discutăm pe la TV, mi-ar face mare plăcere să vorbim despre trecutul dumneavoastră un pic, despre tinerețe, poate o tinerețe un pic rebelă în unele puncte. Foarte. Foarte. Despre copilărie, despre tot drumul pe care l-ați parcurs până în acest moment, despre momentele de cumpănă prin care ați trecut și pe care le-ați învins, un lucru foarte important și știu că aici foarte multă lume ar avea de învățat de la dumneavoastră legat de optimism, de atitudine și așa mai departe. Bineînțeles că o să vorbim și despre ceea ce e în actualitate, fenomenul drogurilor, fenomenul dietelor minune. Cred că vreți să se termine emisiunea mâine. Mâine. Cam multe am ales, nu? Foarte bine, nu e nicio problemă. Mă bucur. Mie-mi face plăcere să vorbesc despre asta, să știți, deși nu toate episoadele din viața mea sunt fericite, dar efectiv îmi face plăcere să povestesc, pentru că eu cred că dar fiecare, totuși, chiar dacă nu toate episoadele au fost plăcute, sunteți o persoană optimistă. V-ați construit cumva așa. Domnul Grigore, n-am avut de ales și mi se pare foarte normal. Atunci când m-am îmbolnăvit, pentru că cred că știe, am făcut public exact pentru oameni lucrul acesta, pentru că știți bine că unii care se îmbolnăvesc de cancer spun, vai de mine, să nu afle, de ce să nu afle lumea, ce-i de rușine? Asta. Și atunci, pentru că unii dintre dumneavoastră greșesc și spun la știri sau, mă rog, la tot felul de emisiuni, boală necruțătoare sau boală letală sau boală nemiloasă este o mare greșeală, pentru că nu e așa. În ce sens? Cancerul este într-adevăr o boală severă, dar este tratabilă și uneori vindecabilă. Și vreau să vă spun că noi suntem la spital 40 de medici, din care 6 au cancer. Toți sunt la lucru. Toți sunt la lucru. Deci se poate. Sunt unii care sunt cu boală veche, alții cu boli noi. De cancer e vorba. Și de asta vă spun, oamenii trebuie să știe. Pentru că dacă unul dintre dumneavoastră spune că e o boală nemiloasă, unul care n-are nicio pregătire și care nu știe, se duce să se sinucidă. Știu că mi-ați atras chiar și mie atenția într-o emisiune destul de recent și să știți că de atunci, adică am gândit un pic treaba într-adevăr. Că boala e gravă, nu mai fără folosesc, discuție. Sigur, foarte bine. Foloseam deci, boală incurabilă. Niciodată să nu spuneți așa. Pentru că vă spun încă o dată, un om foarte simplu se sinucide. Ce să mai stau să mă chinui? Ori nu e așa, sunt foarte mulți. Să știți că la clinica
unde mă tratez eu oncologic, deci de oncologie e vorba, eu cred că în atâția ani, dacă s-au pierdut două sau trei vieți, atât. Și restul sunt, îi știu, că e normal, de atâta vreme merg la tratament și îi știu. Și oamenii sunt bine și vă spun încă o dată, colegii mei de la spital sunt la lucru toți. Toți la lucru. Deci, se poate. Eu asta sunt aici. Asta pentru că totuși au evoluat tratamentele față de, nu știu, foarte să zicem, mult. Acum 30-40 de ani. Foarte mult. Să știți că fiecare tip de cancer are tratamentul lui, este personalizat, deci progresele sunt foarte mari în toată medicina. Păi înainte, un bolnav de cataractă stătea internat o săptămână cu pansament. Acum pleacă acasă după operație. Deci se dă jos de pe masa de operație, se îmbracă și se duce acasă. Și vine a doua zi, a scos pansamentul și atât a fost. Și sigur își face tratament o lună de zile cu picături, dar vreau să spun că, cum să vă spun, progresul este extraordinar de mare, în toate. Și aici se impunea, pentru că eu știu două medicamente, vincristină și vinblastină. Atâta se făcea când eram noi studenți sau rezidenți și era foarte puțin și nu se potrivea la... Și bine, atunci erau mulți care pierdeau viața. Acum sunt tot mai puțini, depinde foarte mult de momentul în care se prezintă. Să știți că a fost o foarte, foarte mare nenorocire pentru oameni perioada de pandemie, pentru că oamenii nu s-au putut duce la tratamente și ar fi avut nevoie și gândiți-vă un bolnav de cancer care nu-i tratat 2 ani sau în orice caz, lung timp, un timp lung, nu numai de cancer. La noi, de exemplu, în oftalmologie, glaucomul e o boală care se traduce prin creșterea presiuni intraoculare. Deci în ochi există o anumită presiune. Dacă crește peste aia, se numește glaucom și face atrofie optică și este irreversibil. Deci nu se poate recupera vederea pierdută prin glaucom cu nimic. Și dacă bolnavul nu se duce la control din când în când, n-are de unde să știe că merge bine, merge prost. Trebuie monitorizat acel bolnav și a creat tratamentul în funcție de evoluție. Și de asta vă spun că a fost o foarte, foarte mare greșeală, nu știu, politico, nici nu știu cum să-i spun, dar așa ceva nu se face și mai ales că în organizarea sanitară existau posibilități. De exemplu, puteau foarte bine să lase policlinicile să funcționeze cu mai puțin bolnavi, adică în loc să fie 200 pe zi, să fie 50, dar să fie și omul să știe că se poate adresa undeva atunci când are o urgență sau când are o patologie, pentru că degeaba spuneau ei să vedem numai urgențele. Cum poți să știi că e urgență dacă nu-l vezi? Dacă nu se poate. Bineînțeles. Consulți cum ar veni. Bineînțeles, dacă nu exact vezi asta, pacientul... la asta mă refer. Exact asta. Și acolo, cel puțin pandemia asta a înmulțit foarte tare. Să știți că înainte de pandemie, nu știu acum, dar înainte de pandemie, știți câți bolnavi erau în țara asta? Dacă vă spun, 5 milioane pacienți în România. 5 milioane. Vă repet, înainte de pandemie. Deci, e tragic, așa că de asta trebuie spus așa, oamenilor așa cum trebuie. Pe urmă, încă ceva foarte important. Și vă spun încă o dată, vorbesc aici și ca medic și ca pacient, oamenii să aibă încredere în medicina românească, pentru că eu nu spun că nu sunt și lucruri greșite, dar să știți că, în general, sunt cel puțin 500.000 de acte medicale pe zi, în România, în toată țara. E, acolo, dacă sunt 5 sau 10 proaste, toată presa fuge acolo, că e mai interesant să fie rău. Dar nu e așa. Deci, să știți că pe ușa unui spital ies 80 și ceva la sută, 90% de bolnavi vindecați sau ameliorați. Nu sunt deloc așa cum spun unii și cum le place să spună sau să comenteze negativ. Nu e așa. Deci, să știți că cei care fac așa ceva au pe spate, deci așa ca păcat, foarte mulți oameni care și-au pierdut viața pentru că nu au avut încredere. Acum, scopul presei, eu făcând parte din să informeze. Televiziune, este cumva să informeze în scopul de a ajuta cumva la rezolvarea problemelor, de a le scoate în față, domnule, astea sunt problemele, haideți, rezolvați-le. Nu aveți dreptate, domnul Brigore, pentru cumva că dacă noi asta încercăm uneori să facem dreptate, la TV. Nu aveți dreptate, dar nu încercați ca lumea, încercați așa pentru... Deci știm foarte bine ce se întâmplă și știm foarte bine că răul aduce audiență mai mare, dar oamenii, având în vedere adevărat, că dați adică numai lucrurile rele negat, cu foarte puține excepții, oamenii cred că ăla e generalul. Și nu este așa, da. Nu este. Și, păi știu că nu este și nu numai că nu este. Vreau să vă spun că în urmă cu... Am spus peste tot lucrul ăsta și îl spun de câte ori o să pot. În urmă cu 2 ani, 3, ceva așa, o fetiță în vârstă de 2 ani, cu o pneumonie, s-a dus la Balș și au vrut să o interneze colegii că era într-o stare gravă fetița și nu au vrut să o lase părinții că ei din spitale nu știu ce. Vă spun eu cu nu știu ce imediat. Fetița a murit în poartă, în poarta spitalului. Și de asta au fost o greșeală mare, pentru că fetița aia putea fi salvată și putea să fie în viață acum. Acum, în ceea ce privește infecțiile nozocomiale, deci spitalul
în care lucrez eu, Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice. De 7 ani nu avem nicio infecție nozocomială. Nu se spune asta, că nu le convine. Trebuie să fie rău. Ia să spunem că sunt nu știu câte infecții. Vezi cum vine acolo toți, sau toată media vine. Când e bine, n-a spus niciodată nimeni. Poate să ne controleze oricine din lumea asta și să vadă că se poate. Eu am limitat vizitele acolo, pentru că să știți un lucru, că infecțiile aduc pacienții sau aparținătorii. Deci asta e un lucru foarte bine știut și noi știm din studenție încă, în zilele în care erau vizite de joia și duminica, bolnavi făceau febră. De ce credeți? De aia, pentru că aparținătorii aduc de afară și nu respectă nimic. Să știți că bolnavii, din păcate, are și media o anumită parte din vină, bolnavii au înțeles că ei numai drepturi, n-au obligații nimic și nu respectă. Am prins bolnavi care fumau lângă stația de oxigen, tot felul de lucruri de genul ăsta, aruncă pe jos. Sigur, unii da și unii nu, sunt și bolnavi foarte civilizați și foarte cum trebuie și care sunt înțelegători. Dar ce mă impresionează neplăcut, din punct de vedere politic, dacă vreți așa, eu nu fac politică și nu fac parte de niciun fel de partid, dar mi-ar fi plăcut ca această conducere să fie mai alături de medici. În ce sens? Este o foarte mare insuficiență de cadre în medicină și ei au găsit de cuvință cu 3 luni să oprească angajările. Păi în medicină, în sănătate, era ultimul loc să scadă angajările la guverne și la, știu eu, la consilieri și la secretari de stat și la nu știu câți consilieri. Exact, și mai e o problemă, domnul Grigore, și anume, în momentul în care îți pleacă un om, nu mai poți înlocui dacă nu-i voie angajare. Deci rămâi fără om. Corect. Pentru că dacă am putea să angajăm alții, ar fi ceva. Și ar fi putut rezolva, după părerea mea, foarte ușor lucrul ăsta, dându-ne voie să facem angajări pe perioadă nedeterminată. Care vedeți că mai sunt în sistemul medical, cum să zic eu, problemele, lacunele mari, în acest moment? Mari. Cât de mari și care ar fi dacă prima ar fi lacună, să nominalizăm, nu știu, exact, prima 3. Lacună este numirea politică. Cea mai mare greșeală. Trebuie să numești acolo, pe mine nu mă interesează dacă directorul respectiv e angajat politic sau nu. Pe mine mă interesează dacă el vrea să facă ceva. Și încă ceva. Să știți că sunt încă multe sau destule lupte în sectorul de sănătate. Nu trebuie să existe așa ceva. Deci, vreau să vă spun că mie mi-a luat 2 ani de la numire și până când am reușit să fac pace între toți medicii. Și să fie o, cum să vă spun, noi suntem acolo ca o familie. Se ajută unul pe altul. Am făcut departamente de boală. Și așa nu e nicio concurență. Pentru că unii se ocupă de, știu eu, de cataract, alții de glaucom, alții de retină, alții de... Fiecare face ceva foarte, foarte bine. Și atunci nu mai sunt probleme. Așa am găsit posibilitatea de a rezolva. Oamenii trebuie să fie în relații bune și să se ajute unul pe celălalt. Și asta, mă rog, în unele spitale se întâmplă, dar nu e posibil. Dacă vă aduceți aminte când a ars o parte din Spitalul Piatra Neamț și mama mea a fost directoare de sanatoriu de tuberculoză la Piatra Neamț, lângă Piatra Neamț, și știu foarte bine ce se întâmpla acolo. Directorul era din județul nu știu care, Harghita sau așa ceva, și nu era medic. Păi până a venit ăla s-a terminat. Nu-i posibil așa ceva. Ce s-au terminat doctorii din... Pe urmă, după părerea mea, altă problemă, ar trebui ca toți medicii, toți directorii să fie medici. Vă spun și de ce. Nu-i din vreun orgoliu. Eu nu sunt de acord să fie nici... Acum eu nu mă pricep, dar pare cumva și logic. Păi normal, pentru că el înțelege niște lucruri. un, știu eu, avocat sau un economist nu are cum să înțeleagă așa. Încă economistul mai repede. Dar oricum nu poate înțelege ca un medic. Pe urmă, medicul știe relațiile dintre oameni. Și asta și la minister, să știți. Au fost situații în care ministrul nou numit mi-a dat telefon și a zis, știi cumva cine e cu tare, că e ministru adjunct și eu nu știu cine este. Păi așa, cum să lucrezi cu un om pe care nu l-ai văzut niciodată? Și trebuie să ai o anumită încredere, trebuie să ai optimism în conducere. Deci asta este un lucru, așa, pe urmă, insuficiență de personal. Este asta e o problemă foarte mare. Ceva. Și foarte nu înțeleg mare. De ce, adică, de ce se ajunge în sistemul medical la treaba asta? Păi foarte că simplu. Nu e o chestie nouă. Dar foarte simplu. Dar pare că se accentuează, se agravează. Vă spun de ce. În primul rând și în primul rând, noi am, după părerea mea, am cam plecat capul la Uniunea Europeană mai mult decât trebuia, adică înclinația e mai mare decât ar fi trebuit și vă spun ce fac ei în ceea ce ne privește. Vin și racolează studenți foarte buni din anii terminali și le promit mare acusarea. Și de studentul când a terminat se duce direct, că el știe. Sigur că pe salarii mai bune decât aici. Să știți un lucru apropo de asta și mă bucur că a venit vorba să vă spun, este o mare greșeală să spună cineva că medicii au salarii mari. Nu e adevărat. Deci, vreau să știți așa, noi avem 48% dări
Deci din salariu atâta cât este jumătate, este, rămâne acolo. Deci trebuie să se intereseze oricine de ce rămâne, cu ce rămâne în mână. În al doilea rând, orice fel de pacient care vine ar vrea ca doctorul să știe ultimele noutăți mondiale. Cum să știe că ministerul cred că n-a trimis în viața lui un student afară să învețe sau un medic să învețe ceva. Și să știți că medicii toți se duc pe banii lor, pe relațiile care există între la specialități. La diverse seminare, probabil, sau... Nu seminare, operații, tratamente noi și așa. Și vă spun încă o dată, ei se duc pe banii lor. De exemplu, colegi care se cunosc cu specialiști din alte țări, îi roagă pe aceia și aceia au fost, nu odată, drăguți și au ținut medicii noștri tineri în spital, acolo, și acolo dormeau și mâncau și învățau ca să ceva, și să învețe, ca să poată să învețe, bineînțeles, da. Pentru că un doctor tânăr n-are sub nicio formă posibilitatea să își plătească un hotel și să stea acolo exact. O lună, două, trei, ca să învețe ceva. Și toți vor să învețe ceva nou și asta vă spun, pacientul vine, dar nu se întreabă de unde să știe doctorul ăsta, nu știu ce. Pe urmă, au sărit toți că nu știu ce firme au dus medici la congrese. Păi foarte bine au făcut că au dus, pentru că ei nu se pot duce cu banii lor. Se pot câțiva, dar puțini. În rest, nu. Și atunci, și să știți că ăsta a fost unul dintre motivele pentru care medicii s-au dus să lucreze în privat foarte mulți. Noi am avut niște salarii, deci vă rog să mă credeți, domnul Grigore, eu am avut până a venit, cred că doamna Pintea, am avut 500 de euro salariu, dacă eu aveam atâta. Păi cât aveau colegii mei? Eu cu toate funcțiile și cu toate și vechime și așa, deci salariile au fost foarte, foarte mici la medici. Acum au mai crescut categoric, dar în orice caz nu suficient. Și cine spune că, știți cine au bani mai mulți? Nu vorbesc de privat acum. Medicii care, eu vorbesc de medicii de stat, medicii care fac gărzi multe. Sunt unii care fac gărzi de 2-3 ori pe săptămână. Este epuizant, să știți. Și încă ceva, e o legislație haotică. De exemplu, un doctor, spuneați de un coleg de al noastră că lucrează duminica și are luni liber. Corect! Cine a făcut asta a făcut foarte inteligent. La noi nu există așa ceva. Stai și operezi toată noaptea la urgențe și a doua zi ești luat de... De bun, de nou. Știu că vă auzeam chiar într-un alt interviu când povesteați cum făceați chiar și câte 10 gărzi așa, pe așa lună. Așa, eu am făcut așa. Și fără aproape doar, așa când... Așa este. Aproape copilul, când era mic, țin minte că povestea așa că... Așa este. Veneam acasă și maică nu vă recunoștea că da, sunteți mama. Da, s-a întâmplat odată așa. Am zis, cine sunt eu? Și a zis, tata, pentru că a stat cu el. Câți ani avea? Atunci avea maximum 3, cred că mai puțin, vreo 2 ani. Dar știa să vorbească și așa a fost pentru că am fost de gardă sâmbătă. Sâmbăta este considerată a fi 48 de ore și este okay. cel mai bine retribuită. Și nu aveam posibilități atunci și făceam de gardă și am plecat vineri sau nu știu, sâmbătă dimineață, ea dormea, sâmbătă dimineață, ea dormea, duminică am avut o urgență de operație, când m-am întors acasă, ea dormea din nou și când s-a trezit, a fugit repede, am crezut că vine la mine, de bucurie, nu, s-a dus la taică-su și am zis, Letiția, cine sunt eu? Și a zis, tata, pentru că dacă s-a obișnuit cu el și a stat cu el, a fost greu și deci e greu în continuare. Deci meseria asta implică clar, apropo de remunerație, unele sacrificii foarte mari. În primul rând și încă ceva. Încă ceva. O responsabilitate foarte mare. Vedeți ce presă și nu numai presă, o presă negativă asupra medicilor pentru că iau bani. Deci eu nu sunt de acord sub nicio formă și aș pedepsi mâine 3 categorii de medici. Unii care trimit pacientul din spital la privat. Nu e corect așa ceva? Pacientul își să-și aleagă el și, cum să spun, un medic bun are aceleași programări și la spital și la privat, dacă Ai lucrează și într-o parte și întreb, ca să lămurim, că asta a fost o problemă care a fost discutată în spațiu media recent. Nu e un pic discutabil, adică dacă îl chem la privat, totuși nu-l forțezi, e cu acordul, adică dacă pacientul respectiv nu vrea, nu vine la privat. E la mijloc ce rămâi... spuneți. Nu totdeauna e așa. Pentru că sunt unii doctori care zic, n-am loc aici. Este foarte urât și dezavuiesc total așa ceva. Dar așa sunt unii care fac. N-am loc aici decât peste 6 luni. Vii acolo, că acolo e mai ușor. În primul rând că nu e adevărat. Cine face așa, de la primul cuvânt minte, deci categoric nu e așa, vă repet, un medic bun are, dacă are programări la noi, are 3 luni, are și acolo tot 3 luni, dacă nu mai mult. Asta este un aspect. În al doilea rând, nu toți pacienții au posibilitatea materială și unii fac
cum să vă spun, eforturi foarte mari ca să se ducă într-un sau la un medic și mai ales la un medic privat și vă pot exemplifica, mie mi se pare absolut revoltător, există o clinică pediatrică care are un tarif absolut enorm. Deci e vorba de 1200-1300 de lei, deci 13 milioane vechi, un consult obișnuit. Dacă, la copii, e vorba de o clinică pediatrică. Dacă părintele respectiv vrea mai repede, este dublu. Mi se pare revoltător și n-ar trebui să fie așa. Și să știți că profesorii mari și oameni nu au asemenea tarife cum are clinica aia, care nici măcar nu este extraordinar de performantă, că măcar dacă ar fi, dar nu este. Și am avut un pacient care, un copil, al cărui tată și-a vândut vaca ca să poată să meargă acolo, că așa a recomandat nu știu cine, și acolo au trimis la noi. Deci așa ceva. Până la următor la... Bineînțeles, da. Sunt niște lucruri care nu ar trebui să se întâmple niciodată. Pe urmă, te mai uiți și la om. Sunt oameni care n-au posibilități. Asta este situația și atunci tratezi ca atare. Mă rog, să știți că oamenii s-au transformat foarte mult în ultima perioadă și mai ales după pandemie, să știți, foarte mult s-au schimbat în rău. Ne-a înrăit cumva absolut, perioada aia? Absolut, categoric. Oamenii disperați, în primul rând știți bine că au pierdut mulți viața. Pentru că dacă nu se puteau trata, să știți că nu se moare numai de cancer, poate mai puțin decât în alte, un cardiopat. De exemplu, un pacient cu probleme hepatice grave sau renale grave sau cu dializă. Deci a fost o greșeală foarte mare, știu că a fost în toate țările sau în mai toate țările, numai că la noi a fost marea greșeală a nu face teste la pacienții la care s-a făcut vaccin. Am un pacient, un medic, care a făcut vaccin și era bolnav. El a vrut să facă, n-a l-a obligat nimeni, dar a vrut el să facă vaccin, un doctor tânăr, și el avea COVID în momentul ăla și a intrat în comă după vaccin imediat și a stat acolo 2 săptămâni. L-au salvat. Dar vreau să vă spun, iar competența colegilor de la Balș este până la cer și înapoi. Extraordinară. Să știți că cine a zis cu porcăriile, cu ea omorât, pe cum să omoare... Gândiți-vă logic, cum să omoare un doctor un pacient? Păi el așa mănâncă, dacă salvează un pacient și se aude că doctorul ăla e foarte bun. Cum să, la un medic care a ucis un pacient sau care a fost, mai merge cineva? Când se aude, nu se duce nimeni, categoric. Și o să vă rog, nu e momentul în emisiunea asta, dar o să vă rog eu frumos să faceți o emisiune cu eutanasia. Vă rog frumos, țin foarte mult, pentru că mi se pare oribil lucrul ăsta. Un doctor a făcut meseria asta și a învățat atâta ca să salveze oameni, nu ca să le ia viața. Cine vrea să moară, e problema lui. Și fiecare om e stăpân pe viața lui, nimeni nu e. Eu nu sunt stăpân pe viața noastră. Eu pot să vă spun că dacă vă tratați, puteți scăpa sau nu. Exact. Dar nici într-un caz nu să vă oblig eu. Deci astea sunt niște lucruri care trebuie puse la punct și nu sunt de acord sub nicio formă, nici cu Olanda, nici cu nimeni care face așa ceva. Nu se poate lucrul ăsta și n-o să fiu de acord niciodată, nici la animale, dar rămite la oameni. Vreau, doamna doctor, să revenim un pic la, nu foarte mult, dar aș vrea să-mi povestiți despre cumpenele prin care ați trecut și ați povestit un pic ceva mai devreme, însă voiam să vă întreb dacă de la început ați reușit să fiți optimistă, pentru că ați spus că ajută lucrul ăsta, trebuie să fii optimist, vă auzeam spunând de multe ori, domnule, un om care află că are o boală gravă, nu trebuie să-și întrerupă serviciu, trebuie să fie activ, trebuie să fie prezent peste tot. Să-și continue viața normal. Ați reușit să faceți condiții. Asta spun, din prima, că ați trecut prin mai multe episoade. Dar pentru că vorbiți de cumpene, prima mea cumpănă a fost la vârsta de 8 ani, când bunica mea, deci m-a crescut bunica maternă, pentru că părinții mei erau pneumoftiziologi, lucrau într-un sanatoriu de tuberculoză și le-a fost frică tot timpul să nu ne contaminăm. Și atunci m-a crescut bunica la Cluj, acolo m-am și născut. Și prima cumpănă a fost când aveam 8 ani, după cum vă spun, bunica m-a sculat într-o noapte și mi-a spus că probabil că va muri până dimineață și să nu mă sperii și să merg, mă rog, la o rudă așa și să spun și să dea telefon mamei mele să vină să mă ia. Erați doar dumneavoastră? Numai eu și bunica dumneavoastră, da, în casă absolut. În momentul acela. Bunica mea a fost cel mai frumos om din lumea asta pentru mine și așa va rămâne câte zile o să am în lumea asta. A fost cel mai... Să știți că am luat bătaie de la 7 ani la 12 în fiecare zi, pentru că avea dreptate bunica mea, eram foarte neastâmpărată și am făcut tot felul. Am învățat bine întotdeauna, dar în rest alte calități mai încet, mai puțin. Și
mă rog, vă spun încă o dată, m-a pedepsit bunica mea și bine făcea și avea dreptate, că dacă n-ar fi avut... Deci, nu numai că noi am păstrat vreo supărare, din potrivă, pentru mine, dar atunci m-am speriat foarte rău, am încetat cu toate prostiile și o lună de zile am fost cel mai cuminte copil din Cluj, pentru că m-am speriat foarte rău, știți, și să vă spun și de ce. Pentru că mă gândeam că așa neastâmpărată cum sunt, că eram perfect conștientă de așa, mă gândeam că dacă se întâmplă așa cu bunica, poate nu mai ia nimeni. Poate nu vor să mă mai ia înapoi pentru că sunt neastâmpărată și, în sfârșit, deci lucruri dureroase. Aia a fost prima cumpără și a fost mare pentru mine, nu pare așa, dar așa a fost. Vă dați seama, în crucea nopții să mă trezesc să-mi spun așa ceva. Deci asta, și vreau să spun, școala era aproape și veneam în fiecare pauză mare acasă să văd ce face și dacă e bine și așa. Iar bunica a fost, deci ea a avut două fete, mama mea și sora ei, și amândouă doctorițe, noi suntem 10 medici în familie. Și bunica mea îmi spunea atâta, aștept să trăiesc până ești și tu doctoriță. Și așa a fost și a trăit așa, dar din păcate am găsit-o într-o dimineață fără viață. Avea 87 de ani, dar și dacă ar fi avut 187 pe mine, la fel m-ar fi durut. Și a fost ceva absolut îngrozitor, îngrozitor. Deci nici nu am cuvinte să vă spun, pentru că nu m-am așteptat, nu era bolnavă atâta cât e un medic, cât e un pacient de vârsta asta, dar nu avea cine știe ce. Probabil că a făcut o tulbare de ritm și am scos-o de acolo și am început să-i fac resuscitare și la un moment dat am auzit un cord și am crezut că am reușit ceva, deși vedeam că se modifică culoarea. Câți ani aveați atunci? Eu aveam 26 de ani, așa, 26-27. Cordul ăla era cordul meu. Deci mi-a auzat inima mea așa. Impactul a fost absolut îngrozitor, că vă spun că nu m-am așteptat. Și vă repet, bunica era cel mai frumos lucru din lumea asta. Nu exista, în primul rând, unul din motivele pentru care am ales oftalmă a fost că bunica mea avea niște ochi albaștri, dar de un albastru mai deosebit. Și am căutat în toți, cred că sute de mii de pacienți am văzut în viața mea și am căutat ochii aia. Și o singură dată i-am văzut la o fetiță de 4 ani. Și punct. În rest, nu semănau. Doar la ea și am niște poze cu fetița asta și cu bunica care vă spun încă o dată și era un om extraordinar de blând. Nu o prea blândețea să-mi dea câteva nuiele pe spate, pentru că într-adevăr, vă spun, făceam niște prostii. Adică, mă rog, lucruri pe care eu cred că nicio fată nu le-a făcut vreodată. V-am spus, învățam bine la școală și ceea ce vă povestesc acum era mai mare. Cred că eram clasa a șasea. Dați-mi un exemplu, așa vă să dau, facem. Vă dau două sau trei. Am debutat cu prostiile la 5 ani când am văzut un film care se numește Capitanul Val Vârtej și acolo era o secvență, ăștia nu se gândesc când fac filme, era o secvență cu un... Păi tocmai, exact asta s-a și întâmplat. Era o secvență cu un mare actor, se numea Nicolae Gărdescu, și ăla sărea dintr-un avion cu o umbrelă. Și am zis, dacă pe grasul ăla îl ține umbrela, mă ține și pe mine, că aveam 5 ani, era mică și slăbuță. Și am luat umbrela în Ardeal, ardelenii aveau niște umbrele mari așa din lemn, și am luat umbrela aia și am traversat, stăteam la etajul 1 și aveam un balcon din fier forjat și am traversat. Și a intrat bunica mea exact în momentul ăla, când eu deschideam umbrela și ce face acolo, dragul mami? Păi zic, vreau să sar, că uite, baronul meu, nu știa bunica mea, era un om foarte simplu. Nu știa cine e baronul Münchhausen și nici serialul, dar a zis, n-o, stai un pic, dragul mami, să spun ceva. Și mi-a spus, a venit acolo, m-a tras de mână jos, a închis umbrela și m-a bătut până a rupt umbrela pe și bine a făcut. Pentru că vă dați seama, zice, copilul a doi doctori, păi îți rupeai picioarele. Păi zic, ba nu rupeam pentru că sub balcon era o grădină, erau flori și cădeam pe ele și nu. Aoleu, nu se poate așa ceva, porcării. Asta, 5 ani. Așa, și după aia... Altă mare greșeală, bunica era un om mai sărac și închirease un lot în spatele casei și avea o grădină acolo. Și în fiecare zi mă punea să ud grădina, două lucruri, să ud grădina, una, la mână și să avea niște pui și niște găini într-un țarc și mă punea să-i scot seara de acolo și să mănânce iarbă, numai că în aceeași curte stătea o doamnă care era botanistă, era, și avea un băiat care era cel mai cuminte din toți, era mare băiatul ăla,
Ea era o femeie săracă așa și făcuse, deci mixase flori și avea Regina Nopții mare așa și mov, miroseau atât de frumos și gura aleului tot așa mare, erau foarte frumoase și găinile bunică mi se duceau să mănânce alea și atunci trebuia să stau cu o joardă lângă găini și aveam o ură pe doamna asta, n-aveam nicio dreptate, dar atât așa gândește copilul, pentru că vis-a-vis de casa noastră din Cluj era un parc și toți copiii erau la joacă acolo și eu trebuia să stau cu găinile și cu să ud grădina. Paznic și atunci la găini, cum m-am gândit eu cum să mă răzbun. Săraca doamna Pătrașcu era unul foarte drăguț, da? Mai rece, mai distant așa. Și într-o zi am făcut o porcărie, am mai povestit lucrul ăsta incredibilă, și anume, nu eram ca asfaltat acolo și două prostii am făcut. Era un târg de vite. În Mănășturi, e un cartier care acum e rezidențial, da, atunci? Știu, am așa. Fost recent oarecum. Exact, și m-am dus în drum și am luat o balegă, dar era uscată, nu era scârboasă, că era ca o talpă de pantof, așa arăta. Și am pus-o doamnei respective în ciorba cu cartofi. Vă puteți o fată la 8 ani să facă așa ceva. Am povestit altă televiziune și vă spun că... Vă dați seama dacă pe vremea aia exist... Domnul operator râdeau cu aparatul. Vă dați seama dacă era TikTok-ul pe vremea aia și filmați și postați cât de virală de fenea. Vreau să vă spun că aia, bineînțeles, ciorba doamnei respective era fierbinte și aia s-a umflat și aia a văzut. Dar am convins că o să vadă. Și a venit la bunica mea și a zis numai atâta. Doamna Petru, cineva... Eram trei fetițe în casa aia și un băiat, băiatul ăla care era cel mai cuminte. Dar și fetele erau cuminte, numai eu nu. Și bunica mi-a zis, Monica, vino încoace. Și m-a bătut de... Că n-avea săraca... niciun dubiu că ar fi fost... Bineînțeles, nici n-a întrebat. A fost convinsă că eu am făcut și n-am negat niciodată. Niciodată n-am spus că n-am făcut eu, niciodată. Deci asta am recunoscut, asta am făcut. Și a doua, săraca doamna respectivă a zis, dar nu mai bate, lăsați-o în pace, că fac altă ciorbă, nu știu ce. Și bunica mi-a zis, cum să nu... Și a doua zi, doamna asta m-a luat la grădina botanică. Vă dați seama ce rușine mi-era, pentru că am făcut o porcărie enormă. Și încă, și mi-a dat și o înghețată și așa. Iar altă porcărie, care nu e așa de mare, dar oricum, treceau batalioane de soldați care, nu știu, și cântau. Așa era obiceiul în cea. Și eu ieșeam cu jumătate de lămâie. După ce că bunica mea n-avea bani să cumpere lămâi, eu ieșeam cu o lămâie în fața plutonului. Vă dați seama că nu mai cânta niciun. O lămâie în fața lor, salivau toți gata cu cântatul. Fugea ăla după mine. Deci, vă spun încă o dată, am fost foarte... Iar așa ce vă spuneam, am făcut două prostii la școală, dar nu erau prostii așa. Una dintre ele, un coleg de-al meu, deci a venit bunica mea la ședință cu părinții, vă repet, bunica era o femeie simplă, și clasa noastră era undeva sus, și s-a uitat și a zis, bunică, ta poartă, nu știu cum a zis, chilos cu crac, ceva, a râs oricum de ea. Și am zis, vă omor pe toți care să ia de, cine să ia de bunica mea. Și m-am certat cu el și a vrut să mă bată, el pe mine. Și atunci m-am dat la o parte și a intrat cu capul în zid și a făcut comoție. N-aveam nicio vină. Și m-au eliminat o zi. N-am avut nicio vină, pentru că, în sfârșit. Și a fost un director ungur care era extraordinar și care elimina elevi mari în clasele mici și trebuia să faci lecțiile. Adică era o umilință extraordinară, nu mai făcea nimeni prostii. Atunci... Și al doilea lucru, vă spun, eram prin clasa a șasea, așa, bunica m-a învățat să citesc și aici e și un lucru drăguț, că prima carte pe care am citit-o era Framul sub polar. Era cu poze, ca și acum. Și m-a învățat să citesc și la un moment a venit și a zis, dar cât ai citit? Păi zic, uite, până aici, 3 pagini din 10 zile, pe cum se poate? Păi zic, dar cum citești? Și zic, cum, în fiecare zi de la început. O, ziceau lui, ești proastă rău de tot ăștia, te-au făcut la beție, pe cum să... Cum adică știam pe din afară paginile alea? Vă spun, dacă nu mi-ai spus, păi trebuie să spun eu, dar ce s-a gândit cineva să spună că trebuie să citești de unde ai rămas? Și așa, deci asta. Iar la, după cum vă spun că m-am învățat să citesc și mă plictiseam la școală pentru că citeam mult. Bunica n-avea televizor, n-avea nimic. Mergeam la niște vecini evrei care au foarte drăguți și... S-au purtat foarte frumos și acolo mergeam la televizor, la serial și așa. Și vă spun, mă plictiseam la școală și făceam tot felul de drăcii. Dar perioada... Stăteam, stați puțin să termin asta, că e foarte drăguț. Stăteam în prima bancă de curmite ce eram și la un moment dat, la lecția de istorie, profesorul a zis să nu suflați, că știți ce vă așteaptă dacă suflați? Doi.
Și bineînțeles că am suflat așa de plictiseală, de măgărie, de nici n-am cuvinte. Și am suflat, mi-a dat doi și am început să plâng. Teatru. Și domnul profesor a zis, de ce plângi, Monica? Și zic, pentru că a murit Vlad Țepeș, că eram la istorie. Vă puteți imagina o brăznicie mai mare decât asta, cum să spui? Am vrut să spun Ștefan cel Mare, dar pe nu știu cum a venit cu Țepeș. E, bineînțeles, a chemat-o pe bunica mea la școală, mi-a tras bunica mea ce meritam să-mi tragă și avea dreptate, pentru bine, că, vă spun, am făcut multe lucruri. Toate aceste povești, comparând cu ce vedem în prezent prin școli, prin licee și așa mai departe, să știți că par... Adică sunt clar haioase, ți-aduce aminte unele, de unele, da, cu plăcere. Deci am venit la București. Mult mai puțin grave față de ceea ce se întâmplă acum în școli. Știți, și licee. În Ardeal e altă concepție și acum s-a mai schimbat și aia, în rău, nu în bine. Dar atunci era altfel, nu se răsfățau copiii, nu exista așa ceva. Și, mă rog, educația era destul de serioasă și bunica mea și-a dat seama când aveam 13 ani că nu mă mai poate stăpâni și atunci... Ce să răspundeți dacă e urgent? Nu e urgent. Deci bunica și-a dat seama că nu mă mai poate stăpâni cum trebuie și le-a spus părinților mei și mama mea, având o soră în București aici, care era decan la facultate de pediatrie, deci medici toți. Și aveau și ei o fică de aceeași vârstă cu mine și, mă rog, am venit la București. N-a vrut să-mi ia nicio școală pentru că părinții mei aveau buletin de Piatra Neamț. Și nu era voie. Copilul trebuia să fie în orașul în care sunt părinții. Până la sfârșit, unchiul meu a găsit o relație și m-a luat domnul director Șovu, a fost... nu, cum să vă spun, un balsam pentru noi toți, este domnul care a scris scenariul la toate filmele cu liceenii. Un om absolut extraordinar, l-am iubit mai mult interesant. Decât... Și a știut să stimuleze, deci a fost o plăcere, să știți că acum când îi aud că am fost un rău și nu știu ce, deci nouă ne plăcea la școală, noi așteptam 15 septembrie, vă rog să credeți, dădeau de citit lucruri frumoase, mă rog, în sfârșit, deci a fost o plăcere școala asta și soția domnului profesor de engleză, deci i-am iubit foarte mult și a fost foarte, foarte plăcut și toată clasa noastră a intrat la facultate, toți copii. Liceul se merge 39, acum Dante Alighieri, un liceu foarte, foarte serios și așa am ajuns la București și pe urmă am avut două opțiuni. Unu, să fac medicină și al doilea, să fac avocatură. Sigur că medicina îmi plăcea foarte mult și am debutat la o vârstă foarte mică și m-am dus și cu mama mea, făcea chirurgie toracică mama mea și m-am dus în sală cu ea. Prima dată când am fost, mi-a fost foarte rău, dar n-am arătat. Aveam 7 ani. Mă cam țineam de zid când am văzut cum desfac toracele și cum operează, dar după aia m-am obișnuit și mergeam în mod obișnuit și îmi plăcea să văd. Pe urmă am intrat la medicină și mama era destul de severă așa. Dar și... părinții v-au îndrumat cumva clar spre medicină sau ați ales Am ales pentru că numai asta am văzut în casă de când eram mică. Ați avut și opțiunea de avocatură. Imediat vă spun. Eu am zis așa, fac medicină și fac și drept după sau nu știu ce. Și asta a fost visul meu și n-am pucat. Adică v-a atras mai tare, clar, medicina. M-a atras categoric. Spărgeam mingile să văd dacă curge sânge, tot felul. Deci chiar mi-a plăcut medicina și am vrut, dar și dreptul mi-a plăcut și vreau să vă spun că în anul, cred că 3 sau 4, era un spital care se mai brâncovenesc, acum nu mai se laudă, rămat o mare prostie au făcut. Și de la orele de ortopedie, care nu mi-a plăcut niciodată, chiuleam și mergeam la tribunal. Și mergeam, știam toate completele penale. Și îmi spuneam în cap cam cum aș fi pledat eu. N-aveam nicio pregătire atunci, dar cum aș fi pledat? Și de multe ori au fost situații în care avocatul a pledat în aceeași gamă. Sigur că elaborat și cum știa el, dar eu mă gândeam cum să aperi un criminal, de exemplu, sau știu eu ce de-astea. Adică mi-a plăcut foarte mult partea asta și am vrut să fac și când am vrut să fac, să mă scriu și la facultate de drept, m-am numit director și atunci n-am mai avut timp să fac. Și mi-a plăcut. A fost numită director foarte 39 de ani, aveam cel mai tânăr medic din spital atunci. A fost, mă rog, mi s-a părut ceva, sigur că te onorează așa, dar mi s-a părut greu pentru că aveam, era domnul profesor Olteanu care era general, deci erau medici militari și așa, și era foarte greu să, în sfârșit, n-a fost ușor, dar am avut întotdeauna susținerea colegilor, au fost absolute, niciodată nu mi-a spus vreunul, tu du-te la cratiță sau du-te că ești femeie sau cu fustele, niciodată, nu, din potrivă. Și am făcut o conducere colectivă, totdeauna ne-am sfătuit ce să, sau cum să facem, de exemplu, dacă aveam niște bani. Vorbeam cu toți ce avem prioritate.
Și, mă rog, au fost multe lucruri și foarte frumoase, unele și mai grele, dar nu e ușor să fii director la un spital și e un spital de referință națională. Exact. E cel mai mare spital de oftalmologie din sud-estul Europei. Deci mare, mare. Și toată lumea știe. Și mă rog, în sfârșit, dar vă spun încă o dată, colegii au fost extraordinari, și iar eu am făcut o politică mai deosebită și mai puțin legală și vă spun la ce mă refer. În primul rând, am zis așa, în acest spital se înscrie la concurs numai cineva recomandat de o persoană foarte serioasă, de preferință din spital, care să-l știe. Și dacă nu corespunde și e golan sau știu eu ce, cum e, cine l-a recomandat pleacă odată afară cu el. Pleacă odată cu el afară din spital. Recomandarea, cum am și făcut așa. Da, s-a întâmplat? Odată. Da, s-a întâmplat. Asta a fost una și a doua, o politică care, nu știu dacă ar fi de acord, pentru că sunt unii directori care sunt dictatori. Adică el are cuțitul și... Nu e normal așa ceva. Meseria asta e o meserie delicată și foarte grea și atunci trebuie să te comporți ca atare. Și am zis așa, chirurgul, deci doctorul, în ziua în care are de operat, vine la ce oră vrea el. Și vă spun și de ce. Fiecare are un bioritm. Uh-huh. Aveam colegă care era excepțională chirurg, dar venea, opera la 5 după masă. Atunci funcționa... Atunci, de ce să o chem eu la 7 dimineața, că veau eu? Când ea făcea o treabă excepțională, deci nu țin minte să fie avut vreodată fata asta vreun eșec, niciodată. Dar dacă ei mergea mâna mai bine atunci. Da, de ce să... Și fiecare era cu... Unul intra la 8, foarte puțini. De obicei intrau la 10, la 11, la 12, la 1, la 3, fiecare cu biotimul lui. Și atunci, dacă el făcea cea mai bună treabă la ora pe care o alegea el... Corect, de ce să... Bineînțeles, strici? Bineînțeles. Vai, vreau, alți... doamnă doctor, să mai abordăm câteva teme mari și importante. Problema drogurilor, în general, fenomenul drogurilor, în special în școli și licee, dar înainte de asta vreau să vorbim despre toate aceste diete minune. Și știți că v-am arătat la... începutul, da. Înainte să intrăm să filmăm, că a apărut acum o nouă dietă și vreau acum direct să vă spun despre ce este vorba, ca să avem pe ce să comentăm. Să se cheamă dieta 5 în bucături. Și este așa, o abordare de... Stați un pic să găsesc esența. Conceptul nu de trebuie. Bază este că prin limitarea la doar 5 în bucături pentru fiecare masă, se va reduce semnificativ aportul caloric și, prin urmare, se va produce pierderea în greutate. Deci, cu dacă alte cuvinte, puteți să mâncați ce doriți, atâta timp cât numărul de mușcături nu depășește 5 pe masă. Știu mai bine decât credeți lucrurile astea și vă spun și de unde și cum, și absolut din proprie experiență, dar dacă alea 5 în bucături sunt din tort de ciocolată, se așează, nu se diminuă. Deci, eu am descoperit un lucru, pentru că aveam multe kilograme în plus față de ce ar fi trebuit și într-o zi când am urcat biroul meu la etajul 1, mi-a fost rău. Și atunci m-am gândit, mă rog, am zis că încep o cură drastică și am făcut așa. N-am făcut bine. Dar eu vă spun din experiența mea și... deci, 9 zile n-am mâncat nimic. Absolut nimic, decât o cafea dimineața fără zahăr, punct. Nimic, absolut nimic. Au fost două evenimente plăcute pentru mine în perioada asta, în care am dat jos foarte serios. Deci în 9 zile cred că am dat jos 7-8 kg, mult, oricum se vedea. Și am intrat într-un magazin, într-un supermarket și în spatele meu erau două doamne mai în vârstă și mai hipoacuzice și vorbeau tare. Și una zice, uite-o pe aia de la ochi. Și alta zice, nu e aia, că aia e mai grasă. Și mi-a picat foarte bine când a zis așa. Și a doua, am mers într-o zi fără mașină la spital și am intrat prin față, aveam ochelari de soare și portăreasa a zis, nu-i voie să intrați aici. Deci nu m-a recunoscut. Portăreasa, eram director deja de nu știu câți ani. Și atunci, de vreo 10, mai mult. Și atunci, mă rog, m-am bucurat atunci, dar după 9 zile mi-a fost rău într-o zi. Și atunci am renunțat așa, cu părere de rău. Și am avut noroc. M-a sunat o... Deci mi-am pus de mâncare, supărat, așa, era foame, asta este... M-a sunat o prietenă care m-a rugat pentru un pacient. Eu începusem să mănânc ceva. Apropo de cele 5 în bucături, n-am numărat câte erau, dar am mâncat puțin. Și am plecat de acolo pentru că am plecat întâmplător cu telefonul în brațe să vorbesc cu ea la telefon. Era și vorbă lungă așa, prietena mea. Și când m-am întors la masă, nu mai mi-era foame. Deși am mâncat foarte puțin. M-am bucurat că e așa, zic aia, s-o fi strâns stomacul... că n-am mâncat atâtea zile, a doua zi, aceeași prietenă, la aceeași oră, mi-a dat telefon să mă întrebe de pacientul acesta. Și am pățit exact la fel. Deci am plecat de acolo,
când m-am întors la, vorbind cu ea la telefon, când am plecat, când m-am întors la masă, nu mai era foame. Și mi-am dat seama că asta cu 5 în bucătărie o șarlatanie, să spui așa. Trebuie redus și este singura metodă de slăbit. Singura, fără medicamente, fără nimic. Dar mâncăm mult mai mult decât trebuie, pentru că senzația de sațietate se pune greu. Și atunci mănânci mult mai mult decât ar fi necesar. Nu trebuie așa. Așa cum vă spun. Deci, și am învățat mulți pacienți și mulți pacienți au făcut așa. Deci împarți mâncarea în patru sau măcar în două. Mănânci o parte și pleci de acolo. Dar pleci de acolo, nu stai să-ți miroase a mâncare și să și vezi. Ideea e că din ce am observat redus și din ce am mai citit, senzația de sațietate apare undeva la 15 minute după ce te-ai oprit. De asta vă spun. Deci poți să mănânci un pic sau o cantitate mai mică. Păi da, dar în 15 minute alții mănâncă toată mâncarea. Să aștepți ca... Sim. Dar asta nu înseamnă că trebuie să reduci, adică să nu mai mănânci până când ți se face... Că aici se greșește, mi se pare, păi, la dietele astea. Așa este. Adică trebuie să mănânci, dar sim, trebuie puțin cumva să reduci cantitatea, nu? De asta vă spun. Că sunt foarte multe diete din astea minune care de fapt te duc pe patul de spital. Bineînțeles. Că nu sunt puține cazuri. Deci dacă reduci cantitativ, este singurul și sigur... Reduse dulciurile, care după părerea mea n-au niciun fel, sunt bune, dar n-au niciun fel de beneficiu, absolut deloc, deci aia ar trebui să dispară dacă s-ar putea, sau în orice caz să fie în cantități foarte, foarte mici, deci asta e odată. Pâine, dacă se poate. Vreau să vă spun un lucru. Noi suntem francofoni în general așa și fiica mea e profesor al liceu francez și acolo la copii li se dă pâine la desert, dacă puteți crede. Și am întrebat de ce e așa. La copii mici, 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 așa. Și au zis, pentru că dacă mănâncă pâine la început, se umple stomacul cu pâine, ori așa, le dau supă, felul 2 ceva, o bucățică de carne cu ceva garnitură, și felul 3, deci desert, o felie de pâine primește fiecare copil și un iaurt cu fructe sau un fruct sau rar prăjituri, rar. Dar așa e concepția lor, au dreptate. Deci dacă reduci puțin astea și cantitativ, categoric, eu vă spun așa, am slăbit atunci 37 de kilograme în 8 luni, fără efort mare, deci nu m-am chinuit deloc, numai primele 9 zile, nu mi-a fost foarte ușor, dar pe urmă, pe zi ce trecea, nu mai aveam nevoie și a fost... Deci singura posibilitate clară de slăbit este reducerea cantității de mâncare, fără doar și poate, pentru că așa cum a spus, dar foarte totuși bine, mai există, pe lângă reducerea cantității, apar tot felul de, apropo de dietele astea minune, tot felul de pastile, tot felul de... O mare prostie, deci niciodată să nu ia nimeni așa ceva, pentru că pot avea efecte secundare foarte serioase. Și chiar am avut o prietenă care a făcut foarte, foarte urât după un ajutător, ca să zic așa, din ăsta de colon și care a pățit rău de tot după asta, deci nu în niciun caz. Vreau așa să-i sfătuiesc pe cei care ne ascultă să nu mănânce niciodată și să nu ia niciodată altceva decât recomandă medicul. Deci eu am întrebat oncologul să țin dietă, apropo de cancer, și a zis hrănește-te bine. Da, suplimente să iau și a zis eu nu recomand, dar poți să iei dacă vrei, însă tratamentul faci. Și pe urmă vorbim despre asta, pentru că la o emisiune, la alt post de televiziune, am uitat să spun un lucru extraordinar de important și anume, bolnavul de cancer, pe lângă trebuie să fie, cât poți să fii de optimist la așa ceva, că mare optimist nu poți avea, știm foarte bine ce înseamnă boala asta, dar, în primul rând, foarte bine ați spus și asta am spus întotdeauna, ca omul să... acel pacient să-și organizeze viața exact ca și aia de până atunci. Deci să nu facă nimic în minus. Nu să stea acasă în pat să-și plângă de milă sau să caute vraci pe net sau știu eu ce de-astea. Nu. Niciodată. Dar primul lucru, și mi se pare extrem de important, să nu vorbească cu nimeni despre asta. Și vă spun și de ce. Familia așa e lovită când un membru al familiei are boala asta. Nu mai trebuie să mai și vorbești să te vaiți de asta. Niciodată. Deci eu am vorbit cu soțul meu despre boala asta, cred că de 10 ori în atâția ani. Și numai când a fost obligatoriu de vorbit, că era de internat, că era de operat, am avut 6 operații pentru asta și așa. Și cu fiica mea la fel. Deci ei nu sunt datori să suporte și așa sunt încărcați ei. Păi nu e o plăcere. Și dacă tot vorbești despre asta, și pentru tine este nociv. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, mare greșeală să stea acasă. Deci mare greșeală, nici într-un caz. Dacă pacientul respectiv este apt fizic să se ducă la lucru și să lucreze ca și până atunci. Și dacă nu, cum să spun, dacă e pensionar, să zicem, caută ceva de lucru, dar să facă ceva. Să nu stea degeaba. Pentru că atunci stă și cum să spun, se agravează. Sigur că stresul este unul dintre chiar motiv de apariție, nu știu dacă
pot să spun așa, dar motiv de agravare categoric. Și nu trebuie așa ceva niciodată. Deci, în măsura în care pot să fiu optimist, trebuie să fie așa. Din păcate, verișoara mea, fiica surorii mamei mele, a trăit un cancer de sân 10 ani și era, deci a murit în 2005, deci era înainte de asta și cu toate astea, având un regim din ăsta de viață, ea s-a dus până în ultim moment la serviciu așa, a putut să, și atunci erau puține medicamente pentru așa ceva. Dar ce a putut vârsta? Supraviețui. Ea când n-a mai fost 49 de ani, avea incredibil așa ceva și are doi copii care amândoi sunt medici, amândoi. Și asta vă spun, adică trebuie o viață care, sigur că în perioada aia să facă tratamentul pe care le spune oncologul și chirurgul, dacă e cazul. În niciun caz nu abandonează tratamentul. Dar tratamentul trebuie făcut, de vorbit cât mai puțin, la lucru. Că acolo mai te întâlnești cu colegii, exact. Mai spui, cum să spun, trece contează timpul altfel și te și simți altfel. Nu te simți ca un pacient fără izolat, speranță. Nu te bineînțeles. Simți, eu am fost la o ședință de guvern și aveam 4 tuburi de dren. Dar nu se vedeau că erau sub roche. Am fost repede după operație. Bine, după ce am ieșit. Vreau să vă spun că de câte ori am fost internată, am ieșit a doua sau a treia zi. Deci când am ieșit din spital, am mers la lucru la spital a doua zi sau a treia zi. Adică și bine am făcut, pentru că vă spun încă o dată, te deprimă dacă stai și te gândești. Fiecare se gândește. Așa, și am mai făcut o greșeală care a fost foarte mare, sau două. Una, că nu m-am dus la timp, vă dați seama. În ce sens? Aveam niște tulburări digestive și am zis că sunt colon iritabil pentru că semănau foarte tare și o mare piatră de încercare în medicină este diagnosticul diferențial. Deci sunt câte 4-5 boli care au aceleași simptome. Medicul trebuie să deceleze care e și să trateze ca atare. Deci ele sunt absolut la fel. Uh-huh. Și am considerat că e colon iritabil și colon iritabil a fost, după cum știți, deci n-a fost așa. Am ajuns cu o peritonită, deci în urgență am ajuns la spitalul de urgență și, mă rog, de acolo încolo știm. Deci, asta este un lucru extraordinar de important, să meargă la timp pacientul, măcar la medicul de familie, să se ducă să se sfătuiască cu el și dacă este cazul, acela știe și dă niște investigații de făcut și să ajungă la medic exact. Atunci când trebuie. În al doilea rând, vă spun încă o dată, tratamentul trebuie urmat și eu după, în primul rând că în prima dată m-a operat domnul profesor Mircea Beura, n-am fost colegi, îl cunoșteam de 40 de ani. Sau de 40 de ani. Nu mi-a spus. Și am văzut în biletul de externare. Nu mi-a spus. Sigur că și factor emoțional, colegi și prieteni, nu mi-a spus. Și am văzut în bilet. Nu mi-a chiar căzut tavanul pe cap atunci, pentru că încă aveam dureri mari postoperatorii, că a fost o operație grea. Și n-am avut timp să mă gândesc foarte așa. Un singur lucru mi-am spus eu în capul meu, sec, atunci că nu trebuia să gândesc așa. Nu fac nimic. M-am operat, dacă vrea Dumnezeu să trăiesc bine, dacă nu, asta este, cu moarte toți sunt îndatori. Și așa am gândit în primul moment, ce nu fac absolut nimic. De ce mi-au zis prietenii, familia, nu știu ce, lăsați-mă în pace, eu hotărăsc, eu sunt propriul meu stăpân și eu hotărăsc așa cum vreau. Asta până când mi-au trecut durerile și am avut noroc cu ele într-un fel. N-am auzit pe cineva să spună că i-a plăcut, că îl durea. Nici mie nu-mi plăcea, dar faptul că mă durea așa nu mă lăsa să mă gândesc la așa. După aia, când am ajuns acasă, am gândit și am zis, ce e asta? Cum? Eu, medic, să spun că nu fac nimic? Cum adică nu fac? Și în momentul în care am plecat din spital, colegul mi-a zis, eu am făcut tot ce am putut, acum să te vadă un oncolog. Atunci mi-a căzut tavanul pe cap. Deci atunci mi-am dat seama că e ceva mult mai serios. Eu am crezut că e o peritonită, așa au crezut și ei la început, pe urmă au văzut că e altceva și după aia m-am gândit, cum adică nu fac nimic? Și am ajuns la oncolog la nu mai știu, 6 săptămâni de la operație sau poate trebuia mai repede puțin. Asta este și așa am gândit. Deci asta să nu facă niciodată nimeni și vă spun încă o dată, paralel cu viața normală sau viața pe care a adus-o până atunci orice fel de astfel de pacient, să facă tratamentul indicat de oncolog cu strictețe și după aia poate să facă orice altceva, dar aia trebuie făcut. Asta sunt lucrurile importante. Vă spun încă o dată, mi-au zis să nu țin regim. Deci așa a fost sfatul, așa am făcut. Vreau să spun că ultima operație am făcut la Fundeni, la domnul profesor Irinel Popescu și am stat în reanimare mai multe zile, că așa am evoluat
nu chiar foarte, foarte bine din prima. Operația a fost foarte bună, dar eu cu problemele mele am avut și o metastază hepatică în urmă cu câțiva ani. Și mă rog, și când am ieșit din reanimare, am zis, eu mă duc, era iunie, eu mă duc acasă și mănânc cireșe. Ce o fi, o fi. N-am pățit nimic. Așa am făcut și n-am pățit absolut nimica, dar în orice caz, vă spun încă o dată, este o strategie de comportament pentru bolnavii ăștia și în general pentru bolnavi. Nu trebuie nimeni să victimizeze. Sunt unii care scriu pe net, vai, dar ce mă... Dar nu e normal așa ceva. Și, pe urmă, mai și descurajează pe unii care ar putea fi salvați și care nu mai au curajul să se ducă pentru că a scris nu știu cine. Deci nu trebuie dar așa. Dar bine, acum, de pe net, oricum, la orice simptom, de orice natură citești, mori. Așa adică este, așa este. Orice așa ai și bine, dacă te mănâncă în palma dreaptă așa și e. Nu te gândești că ei nu mai știu ce să zice cu dreapta, că iei bani sau... Deci dacă nu te gândești la asta și începi să cauți, gata. Și încă ceva, să știți că am văzut un pacient care era o personalitate și un om deosebit și care lua 45 de suplimente. Și unele se băteau cap în cap. Cred că de asta s-a și dus. Pentru că... lucrurile astea trebuie foarte bine cumpănite de medici. De exemplu, un medicament care scade tensiunea. Am dat un exemplu, oarecare. Dar dacă și iei și două suplimente care scad tensiunea și iei și ăla pe care trebuie să-l iei pentru că așa a indicat medicul, deja sunt niște lucruri foarte grave. Scade tensiunea foarte tare, se poate la orice. Deci așa e la toate organele. Deci nu trebuie făcut asta decât dacă oncologul este de acord. Ei au experiență foarte mare și acum să știți că sunt și ei hiperspecializați, așa cum sunt și la noi. Unul știe mai bine retina, altul știe mai bine cataractă, fiecare știe ceva mai bine. Așa și ei. Unul știe mai bine cancer pulmonar, altul știe mai bine știu eu care cancer și așa. Și atunci acel medic îți dă și niște sfaturi pe care în mod normal trebuie să le urmezi. Și de asta vă spun, viața nu trebuie schimbată. Vreau, doamna doctor, un pic să ne întoarcem în tinerețe, nu știu, poate în adolescență, să-mi spuneți dacă Monica Pop a avut clar o pasiune pentru ceva, nu știu, în perioada respectivă, sau vreodată, o pasiune pentru vreun sport sau pentru, nu știu, o chestie din asta care să vă placă în exces. În Ardeal, vă spun încă o dată, cel puțin pe vremea era altă educație decât eu. Am avut un șoc când am venit în regat, pentru că e cu totul altfel. Din toate punctele de vedere și acolo toată lumea făcea cât un sport. Am făcut patinaj artistic atunci când era, pe urmă aici am făcut handbal, dar cum să spun, facultatea asta nu-ți permite să faci foarte multe lucruri în afara ei, pentru că e foarte mult de învățat, e greu, asta așa consider eu că este și așa și este. Cel puțin primii 2 ani la medicină sunt crânceni, pentru că, mă rog, fizică, chimie, anatomie și fiziologie, e greu. Și nu ai timp foarte mult să faci altceva. Toată copilăria noastră, pentru că, v-am spus, sunt din familie de medici și cei de aici erau tot medici, organizau viața într-un anumit fel. Odată pe săptămână aveam abonament la film. La sala Palatului, erau încea tot în filme de bună calitate. Așa, odată la 2 săptămâni la teatru. Nu mai știu unde, deci era organizat, iar la patinoar, în fiecare sâmbătă la patinoar, la 23 august, nici nu se punea problema să nu mergem. Sâmbătă, duminică, de obicei sâmbătă, mergeam la patinoar fără niciun fel de discuție. Se învăța și sâmbătă atunci, dar oricum, deci din punctul ăsta de vedere, a fost frumos, ca să zic așa, și o învățătură de viață. Aveți timp de prieteni, aveți timp să vă duceți, nu știu, poate la... unele petreceri sau... Când era vârsta studenți, care clar am înțeles. Aducea de la sine lucrurile astea. Când eram studenți, nu, pentru că sau în orice caz foarte rar, pentru că vă spun, e foarte mult de învățat și foarte greu. Dar vă povestesc un episod drăguț, anul întâi, cred că eram, da, anul întâi. Și aveam la sala de autopsie o autopsieră, o femeie care era foarte bărbătoasă așa. Și tanti Ioana... I-am plătit, noi am adunat câte 5 lei de la fiecare și ne-a dat un creier, pentru că profesorul nostru, profesorul Ranga, era profesor foarte renumit, era sever și era normal și făcea secțiuni din creier și sunt niște nuclei acolo și trebuia să știm fiecare ce este și era greu, vă spun. Și am plătit-o pe doamna Ioana, pe tanti Ioana și doamna Ioana ne-a dat un creier adevărat. Și l-a pus în formul într-un borcan din acela, nu știu dacă ați văzut dumneavoastră vreodată, de miere, cu hexagoane sau cu octogoane, ceva așa. Și l-am adus acasă, colegele mele care erau majoritatea din provincie, au venit la mine acasă, eram 7 în grupă,
una o negresă și restul eram colegi de aici. Vă spun și de ce am zis așa. Și când l-a văzut, l-am pus în frigider. Când l-a văzut bunicul meu, zice că ce ea este, dragul mami? Păi zic, nu se vede ce. Un creier. Zic, aia se vede că e un creier, dar de unde e? De la vreun om. Zic, e de la un om, mamă, dar trebuie să învățăm și noi. Eu îi zice, așa ceva, încă eu n-am pomenit porcăria asta. Marș afară cu el. Era iarnă și era zăpadă. Și l-am dus eu afară, săraca bunică mi-a spălat frigiderul și cu alcool. Deși el era așa. Și am avut o tavă din plastic pe care am aruncat-o. După aia am pus creierul pe ea și am făcut niște secțiuni. Vă repet că era iarnă și toată lumea era îmbrăcată gros. Și între timp ce învățam noi acolo, bunica mea n-a intrat, a venit un prieten de pe stradă care era coleg cu noi și de școală, care era la Politehnică. Și n-a văzut ce facem acolo. Când a văzut, stătea pe un fotoliu în spatele nostru așa, în spatele negresei. Când a văzut ce facem, s-a ridicat. Noi am început să râdem toate, s-a întors negresa spre el de după ce că noi tăiam un creier acolo, avea și aia neagră care era la față neagră, cu o căciulă albă în cap, a plecat săracul, nu a mai venit 3 luni, pentru că era și... Dar așa zi facultatea de medicină și de asta vă spun că n-aveam timp prea mult de distracție. N-aveați timp, nu știu, de ieșiri în oraș, mai puțin, de petreceri, de dar știți ce făceam? Plecări mergeam... din astea pe nepusă masă, nu știu, ba la da. Munte, la mare, știți ba cum da. E în, nu la mare, în tinerețe, da. Nu te la organizezi mare. De pe o oră pe alta. Așa este, așa este. Am mers, am avut, una dintre colegele mele, mergeam la sfârșitul sesiunii o zi sau două la Brașov. Stăteam la Aro sau undeva, atât aveam bani, dar era foarte plăcut. Dar și... de ce? Că Aro, acum eu nu poate greșesc, dar Aro era bine catalogat pe vremuri, nu? Tocmai, de-aia și stăteam o zi jumate sau două și nu mai mult, că n-aveam posibilități mai mult, dar atât mergeam să ne relaxăm, că erau foarte grele emisiuni. Sesiunile erau câte 7 examene, foarte, foarte greu. Și atunci, mă rog, și ne făcea plăcere, râdeam, mă rog, ne simțeam bine. Și... Dar să știți că era altă, nu numai altă educație. Bine, să știți un lucru și acum. Sigur că dumneavoastră vedeți și dați foarte multe cazuri negative, pentru că, dar vreau să vă spun că am făcut într-o zi așa o trecere în revistă, pur și simplu de, încă o dată vă spun, suntem 40 de medici acolo, marea majoritate au copii, marea majoritate au copii mari. Nici unul nu e golan, nici unul nu e drogoman, nici unul nu e bețiv, nici unul nu e șomer, toți sunt copii cum trebuie, deci se poate. Am văzut copii de toate felurile. Am văzut și copii de politicieni foarte bine crescuți și unii foarte prost crescuți și ei au plecat afară, că nici nu discutăm la obrăznicie și la asta. Vă spun încă o dată, sunt și tineri foarte merituoși, chiar sunt. Și iar la studenți vezi de la început. Sunt unii care fac medicina pentru că îi place mamei să audă că are copil doctor, dar el nu are nicio legătură cu meseria asta. Sunt unii care întreabă, care vin în gărzi, care sunt pasionați, care... Exact. Ăla va fi un medic adevărat. Celălalt, am avut un rezident din Siria, care e foarte drăguț ca și comportament și la locul lui, dar făcea medicină pentru că tatălui asta a visat. Și el și-a făcut o cofetărie, n-avea nicio treabă cu așa, și zicea, e cu totul altceva dacă scrie acolo doctor cu tare exact. la cofetărie decât oarecare nume și așa. Deci, asta este deosebirea. E foarte important în orice meserie, cred, să te pasioneze un pic sau un pic mai mult ceea ce faci. Dar alte meserii mai permit timp liber la noi. Nu foarte, e. Foarte da. Greu și foarte puțin, pentru că sunt mult de învățat și în timpul anului. Și, pe urmă, gândiți-vă așa, totuși ai o viață pe mână la un moment dat. Să știți că eu aș cataloga retribuția oamenilor din lumea asta, doi sunt în frunte. Unul mi se pare pilotul, care are odată pe mână zeci sau sute de vieți, și al doilea medicul anestezist. Se vorbește foarte puțin de ei, o mare prostie, pentru că el îți ține în viață pacientul ca să-l poți opera. Cine îl putea opera pe domnul Piersic dacă nu erau anesteziști de mare elecție? În primul rând, nu vă spun ce are în suflet. Și încă ceva, asta vă spun pentru medicii care nu sunt anesteziști, să te ferească Dumnezeu să operezi cu un anestezist fricos, groaznic. Pentru că el se teme și îți transmite. El trebuie să fie și de obicei așa sunt, 90%, cei mai curajoși și care chiar dacă au un moment mai greu, nu arată. Sau dacă se întâmplă ferească, nu se mai întâmplat, să facă stop pe masă. Spune, opriți-vă puțin, adică au o atitudine ca să nu-ți transmită teama aia nebună și vă dați seama ce înseamnă să-i moară unui doctor un pacient pe masă, e groaznic, e îngrozitor. Am văzut situații de genul ăsta, doctorul nu mai vorbea o lună de zile deloc.
e foarte mare impactul. Oamenii cred că doctorii sunt nu știu ce și că nu știu ce porcării fac, nu e adevărat. De piatră cumva și că din potrivă, din potrivă, din potrivă. Apropo, doamnă doctor, că ați adus aminte de maestrul Florin Piersic și cu siguranță ați văzut că a fost foarte, foarte mediatizată situația lui Florin Piersic și ați văzut toată evoluția. Aș vrea un pic, dacă tot a venit vorba, o părere despre unde vedeți că s-ar fi greșit? Nicăieri. Dimpotrivă. În primul rând și în primul rând, sunteți om și puteți fi pacient în orice moment, ceea ce nu vă doresc. Dar respect dorința pacientului. Deci, încă o dată vă spun, pacientul este singurul său stăpân. Nimeni nu-i stăpân pe tine, numai tu. Dacă el a vrut, el a vrut. El nu avea de ce să... Deci cei de la Cluj nu au vrut să-l transfere aici. Au vrut să-l trateze ei. Dar dacă el și-a manifestat dorința să vină la București și să fie tratat aici, respect dorința lui. Pe urmă, mi se pare sigur că e de dorit să fie spital cu toate specialitățile, cum e universitarul, de când are aproape toate și așa. Dar dacă pacientul vrea la altcineva, îl duc eu că vreau eu la Popescu când vrea la Ionescu, nu e ok. Deci mie mi se pare că nu s-a greșit nicăieri. Toate felicitările, în primul rând, anestezicilor care l-au ținut în viață. Gândiți-vă că au ținut în viață un om cu stimulator cardiac fără stimulator. Deci l-au scos stimulatorul și el tot, deci l-au ținut în viață. E un lucru extraordinar. Vă repet, ce operau chirurgii dacă el nu mai trăia? Deci și la 88 de ani, cu patologia lui extrem de încărcată, să evolueze așa este un lucru extraordinar. Pe urmă, bineînțeles, chirurgii, cu curajul lor, știți cum te simți când ai o personalitate pe masă? Degeaba spun unii că era Piersic. Cu atât mai rău pentru doctor, pentru că e mult mai mare emoția. Dacă e o personalitate, dacă e cineva din familie, dacă e cineva apropiat, e mult mai greu decât pentru oarecare pe care nu-l cunoști și vrei să-i faci bine, bineînțeles, dar nu mai e factorul emoțional îngrozitor de mare. Aici este extraordinar. Nu mi se pare că au greșit cu absolut nimic. Și vă rog să credeți că v-aș fi spus dacă consideram așa. L-ați cunoscut? L-ați avut pacient vreodată? Nu, nu. Am vorbit o singură dată la telefon. Și a vrut să vină, dar pleca la Cluj și după aia nu. Însă, și faptul că e din Cluj, unde eu m-am născut și păi am trăit acolo, poate sigur că da. Din același deci oraș... am toată încrederea și vă spun încă o dată, ce au făcut medici ăștia este un lucru extraordinar și numai de lăudat. Eu nu cred, nu este nicio breșă. După părerea mea ca medic, nu e nicio breșă acolo și vă spun încă o dată, cât ar fi fost un spital de polic, cum e spitalul militar, are toate secțiile acolo. La spitalul militar există și ortopedie și orice. Dacă el a vrut în altă parte și dacă eu ca pacient am încredere în Cutare, apoi mă duc la Cutare? Și nu mă duc la cine vrei tu să mă duci, poate că nu am încredere. E foarte mare lucru ca omul să se ducă acolo unde consideră el că este mai bine. V-am întrebat dacă s-a greșit undeva nu. Din ce ați văzut. În niciun, în niciun caz ca să decredibilizez cumva atâta medicii. Sau nu există așa ceva. Doar că s-a discutat că, domnule, poate a fost o perioadă în care infecția... cumva a evoluat. Eu am altă și părere și mie, vă rog, în cască. Eu am altă părere, vă spun ce. În cască, vă rog. Nu, au zis... Și poate, nu știu, mai din timp, cumva, poate intervenția ar fi trebuit să fie la proteza de la genunchi. Murea prima fără dată, discuție. De unde murea, a plecat murea. Infecția? N-a plecat sau... de acolo. N-a plecat de acolo. Deci, părerea mea, ca medic, au spus că a avut o infecție urinară. De acolo a pornit infecția, eu așa cred. În primul rând, în niciun caz de la Branula pe care a pus-o nu știu care asistentă, sub nicio formă, vă spun și de ce. În primul rând, Branula este, cum să vă spun, foarte protejată. Deci e un sistem de protecție extraordinar. În al doilea rând, nu există o asistentă să nu dezinfecteze locul. Nu există așa ceva. Deci dezinfectează, ca și la spital. Deci pune puțin alcool acolo, după aia înțeapă. Deci asta este un lucru. Nu avea de ce să se infecteze așa. Am înțeles că a avut o infecție renală, deci o infecție urinară. De obicei, mulți oameni trec peste asta mai ușor și nu tratează, nu știu dacă s-a dus când trebuia sau nu și cum a tratat-o, eu cred că de acolo a pornit infecția, asta e părerea mea. Și încă o dată vă spun, au făcut foarte bine că au procedat așa. Să știți un lucru, n-a hotărât nimeni personal. Ei s-au unit și una este când e o echipă acolo și care își spune fiecare specialist părerea, opinia, deci cardiologul a spus într-un fel și nu e un singur cardiolog, sunt câte 2-3 din fiecare specialitate. Ei se înțeleg între ei, hotărăsc cum e mai bine pentru pacient. Și să știți un lucru, apropo de, n-am cuvinte să calific oamenii care au zis că era Piersic. Nu e adevărat. Gândiți-vă la accidentele de pe, știau, străzi și de pe șosele, când se duce elicopterul să-l ia pe câte unul, păi la știe cine e pacientul respectiv. Nu e adevărat.
una la mână, doi la mână, vă spun încă o dată, credeți-mă că doctorii fac toate eforturile ca să salveze. Ori fi și trei nesimțiți, nu spun că nu, așa. Dar să știți că nu ăștia sunt medicii din țara asta și vă repet, spun ca medic și ca pacient și vreau să spun, să zic că toți, păi sigur că sunteți de-a lor, da, sunt de-a lor, dar eu m-am uitat cum se comportă cu ceilalți pacienți și vă rog să mă credeți, am fost în reanimare, am fost peste tot. N-am cuvinte să vă spun cum se purtau, absolut extraordinar. Mi-aduc aminte că am fost în reanimare la un moment la Floreasca și era o țigancă acolo, n-am nicio problemă cu țiganii, dar când nu se poartă cum trebuie și smulgea branul la tot timpul. Atât de frumos au vrut asentele cu ea, măi, ți-am spus să nu mai scoți, că pentru tine ești, adică nu s-au enervat, nu s-au supărat, era greu de prins o venă la ea și cu toate astea s-au purtat foarte frumos și vă spun, dimineața erau terminate asistentele din reanimare, munca e ca la galere într-un serviciu de anestezie și terapie intensivă și oamenii fac lucruri extraordinare și medici, asistente și de toate ca să fie bine pacientului și vă spun încă o dată, asta este linia generală, dar dacă se... Exact, mai sunt și excepții acum. Eu nu insist să vă supăr cu ceva, doar că trebuie să aducem, uitați cum e cazul, ați văzut asistentei care scotea din spital medicamente care pot fi considerate și ca droguri. Dar ce legătură are asta cu... Astea sunt câteva cazuri, nu generalizează nimeni. Stați puțin, nimeni. Sunt peste tot. Păi oamenii de afaceri și cei care fură. Deci e același lucru, doar că astea au, acelea au un tip de impact și astea au alt tip de impact. Exact. Lucrurile astea s-au întâmplat întotdeauna. Eu am văzut o asistentă care s-a sinucis. Cred că n-a vrut, dar lua așa din spital și într-o zi și-a vrea să-și facă un fel de anestezie și a pus un cearșaf pe cap și a luat unul de la și s-a dus. Asta vreau să vă spun, că astea lucruri s-au întâmplat întotdeauna. Au fost și oameni așa. Deci, din păcate, oamenii sunt într-un anumit fel, dar nu înseamnă că în medicină face cineva și încă o dată Dar repet, eu tot timpul și la televizor și în cazul, nu știu, medicilor și în cazul polițiștilor, știți că vă spuneam și înainte de emisie, tot timpul spun, nu generalizăm, dar cazurile care apar trebuie discutate. Nu sunt de acord nici cu domnul Grigore, deci nu sunt de acord nici cu această formulare. De ce? Pentru că marea majoritate sunt ok. Și asta trebuie spus. A, că sunt 5%, perfect, păi dar nu generalizăm, înseamnă că sunt 70 din aia și 30 din aia. Nu înseamnă asta. Deci, de acord, ideea este, încă o dată vă spun, fără doar și poate, am văzut și noi și lucruri. Dar credeți-mă așa, în studenție, am făcut stagiu, studenție, rezidenția și așa, în 25 de spitale. Mai mult decât atât, în alea, o singură dată am văzut un anestezist care n-a fost cum trebuie. Odată. Iar în epoca modernă, ca să zic așa, ca pacient, n-am văzut nici măcar un act medic. Și vă spun că atât mă uitam la ceilalți, nu la mine. Că sigur, sunt colegă cu ei, am luat apărarea, poate că am fost favorizată într-un fel. M-am uitat la cum se poartă cu ceilalți. Extraordinar. Deci n-am văzut unul, i-aș fi făcut observație sau aș fi făcut ceva, aș fi zis ceva, niciodată n-am văzut un act... Deci la urgență și deci la Floreasca și la Fundeni m-am operat, niciodată n-am văzut un act medical negativ. Adică să vorbească urât, să se poarte urât, dimpotrivă. Așa că nu e așa, nu asta este principala trăsătură de caracter a sistemului de sănătate din țara asta. Acum, că n-ar trebui să fie numiți politic, asta e o dată foarte clar, foarte clar, și al doilea lucru, niciodată nu trebuie decât să lupte pentru a înmulți personalul medical, nici într-un caz nu al diminua, așa cum au făcut. Eu nu știu cum a putut să accepte un guvern să blocheze posturile în sănătate. Este o prostie incomensurabilă. Eu cred că e cea mai mare greșeală politică pe care a putut-o face vreun guvern, oricare ar fost, a fost acela. Dar nu există nimeni să le zică, băi, nu, adică din sistemul medical mă refer. Eu cred că n-au curajul, domnul Grigore, și vă spun și de ce. Pentru că, în primul rând, la latitudinea primului ministru este să-i scoată, dacă vrea el. Face remaniere și îl dă afară. Și atunci ei se tem. În loc să-i spună, eu cred că primul ministru ar trebui să-i înconjoare de oameni care spun realitatea. Pentru că unde pot să mai cârpești ceva, să mai adaugi ceva, să fie mai bine? Ori, din punct de vedere... Și asta nu e prima dată când se întâmplă. S-a întâmplat de multe ori cu blocatul. Cum poate cineva să gândească așa, când știi foarte bine? Deci, vă rog să mă credeți, am fost într-una din reanimările de la Fundeni, unde această reanimare condusă de doamna profesor Dana Tomescu, așa se numește, și a fost o minune acolo. Eu am crezut, când m-am trezit din anestezie, am crezut că sunt la NASA. Rezerve din sticlă. Aparatură de... N-am cuvinte să vă spun. Ne făceau analize de 3 ori pe zi. Lângă, în rezerva cealaltă, era un lăcătuș mecanic. Deci nu era că eu sunt doctor, niciodată. 2 medici
Deci ăsta era pe un etaj, anestezia asta, secția terapie intensivă, doi medici anesteziști. În alte părți, în tot spitalul nu e decât unul și ăștia erau pe un etaj, doi medici anesteziști. Și cel mai tare lucru extraordinar de acolo, seara când m-am trezit, a venit un domn care a îmbrăcat de spital și a zis, eu sunt asistentul noastră personal. Zic, cine sunteți? Asistentul noastră personal. Cum adică? Și așa lucrăm aici. Și așa era. Era un asistent la două, trei rezerve. Nu era în rezerva cealaltă, în dreapta, era într-una, în stânga, nu? Și el a fost asistentul meu personal cât am stat acolo, care făcea tot ce trebuia, tot ce scria medicul. Iar în rezerva aia intrau așa, profesorul și care a operat și ajutorul și ăsta, deci asistentul personal și o infirmieră și să vedeți lucru pe care îl putea să facă oricine. Fiecare rezervă avea mopul ei. Nu era să vină de pe sală cu mopul, o tâmpenie treaba. Apropo de, da, absolut, ce vorbeam mai devreme. Absolut, și simplu de tot. De igiena, deci, din spitale. Și omul sfințește locul, exact. Și așa ceva, e o femeie, eu mă laud cu asta, că doamna profesor era, dar extraordinar ce a putut să facă acolo și cel mai tare, după partea medicală, cam a patra zi așa de la operație, a treia, a patra, a venit un domn înalt așa, ca dumneavoastră, și a zis, eu sunt fizioterapeut, ceva așa. Mi-a pus drenaj limfatic, deci gândeam că sunt la spa. Drenaj limfatic, m-am învățat să respir. Adică lucruri extraordinare pe care îl poate face oricine, dacă îl lași, că doamna asta a făcut... Drenajul limfatic fiind un masaj. Bineînțeles, dar cu niște... Da. Așa, cum să vă spun, în primul rând trebuie să gândească și să știți un lucru. Eu nu vreau să-l aud, deci am trecut prin toți miniștrii din toate partidele. Am avut relații foarte bune, ne-au ajutat toți. De ce? Pentru că ministrul, indiferent de ce culoare politică este, dacă vede că vrei să faci ceva, te ajută. Toți ne-au ajutat. Toți ne-au ajutat, în afară de Voiculescu, care a vrut să distrugă transplantul din țara asta și știu foarte bine ce spun, în afară de el, toți miniștrii, vă repet, că au fost UDMR, că au fost liberali, că au fost PSD, că au fost, toți ne-au ajutat, tot. Dar am avut o manieră de lucru foarte, zic eu, benefică pentru un spital și anume, în primul rând, adresele pe care le faci la minister trebuie să fie întotdeauna scurte, cu rânduri spațiate, la obiect și m-am dus și le-am susținut pe fiecare, în parte. Deci le-am susținut personal. Am cerut audiență la ministru, la toți am fost și spuneam ce vreau și am obținut întotdeauna tot ce am vrut, pentru că s-au purtat așa. Da. Adică dacă văd, dar dacă îi scrii numai o adresă, păi are 100 pe zi. Nu e, se uită nimeni, să, da, nici n-are să... timp să le citească pe toate, dar are timp să mai... Dar dacă văd, vă spun încă o dată, toate partidele au fost lucruri absolut extraordinare și ne-au ajutat să... Noi avem structura de rezistență cea mai bună în toate spitalele. Merge până la un cutremur de 8 grade și ceva. Extraordinar. Și vă spun, a fost o aventură mare să facem consolidare, dar ne-au ajutat, vă spun. Deci am fost la fiecare ministru și ne-a deschis finanțare pentru clădire. Domnul ministru Haidu Gabor era de la UDMR. Eu sunt din Cluj, știu ungurește. L-am luat pe ungurește, îmi ziceau acoapitane. Zic, acoapitane, dați-ne bani, se face că dacă dă un cutremur, domnul ministru, mor 1000 odată cât sunt în spital la noi într-o zi. Și a fost foarte drăguț și mi-a deschis finanțare și de acolo toți miniștrii ne-au ajutat. Toți. Doamna doctor, mă bucur tare mult că am reușit să stăm de vorbă, că mi-ați povestit atâtea lucruri interesante, că am vorbit și despre tinerețea și trecutul dumneavoastră și copilărie. Apreciez foarte mult că ați venit, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și eu vă mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Noi ne revedem data viitoare, să fim sănătoși și să ne revedem cu bine.